Ok, guys, de start toată lumea, numele meu este Anonimul și bine m-am regăsit la un nou videoclip pe canalul de YouTube. Mai să puteți observa și din titlu un videoclip puțin mai special și anume vom da, să zic așa, unboxing acele 14 cadouri din eventul cu Winterfest din anul acesta, mă rog, anul 2021. Bineînțeles, în primul rând, după cum știm, toată lumea care joacă de pe PC sau, mă rog, își are contul conectat la un PC a primit și acest skin pe care îl port eu, care, bineînțeles, din câte știu, mai este încă și acum gratuit pe Item Shop. Iar în același timp, după cum probabil știți, eu am acolo în dreapta sus 15 cadouri. Vom mai trebui să primim în viitorul pe piața următoarele zile un cadou în plus, un PickX, dar care încă nu s-a dat. Am așteptat cu acest clip în ultimul moment, suntem pe 6 ianuarie dimineață. Astăzi, cândva, probabil în timpul zilei, ar trebui să pară cadouile, cabana, itemele de Crăciun, presupun, și am vrut să le deschid. Acum PickX-ul probabil va veni prin weekend. Deci, mă rog, voi juca cu el cel mai probabil pe stream-uri. Dar bineînțeles, înainte de a începe, nu uitați și voi de un like, un subscribe dacă sunteți noi pe canal, bineînțeles, Anonimul direct pe shop, dacă doriți live din orice achiziție, să treceți acolo, în colț de jos pe shop, nu deranjează pe nimeni. Iar dacă nu cumpărați nimic, doar să treceți acolo, mă ajută foarte, foarte mult. Și bineînțeles, zic și eu să trecem la treabă. După cum știți, am avut 14 cadouri, dacă nu găsiți din 20 decembrie până la finalul anului. Eu am așteptat până acum, avem două skin-uri, PickX-uri, rap-uri, emote-uri, mă rog, emoji-uri și așa mai departe. Am zis să le las pentru acest moment, Crackshot, Cabin, pe 2. Și zic să trecem la treabă. Din păcate știu cam ce găsim în ce cadou. Și zic pentru început să începem pe partea stângă, în lume vom începe cu acest mic cadou din spate, îi dăm open, iar în acest cadou se va afla music kit-ul Loot in the Mountain, primul cadou din acest clip. Trecând mai departe, din nou partea stângă, vom lua, nu știu, acest cadou mare din spate, nu mai știu exact 100% ce e în fiecare cadou, știu ce ar trebui să ne pice și știu unde sunt skinurile, evident skinurile vom lăsa până la final. Evident aici ne-am primit emote-ul Choice Knit, din nou în cadoul al doilea. Trecând mai departe, luăm din nou din stânga, să zic, cadoul acest albastru din spate, îi dăm din nou open și așteptăm să vedem ce primim. Iar în acest cadou se află loading screen-ul You Better Watch Out, din nou în al treilea cadou. Trecând mai departe, luăm din nou din stânga, luăm acest cadou, să zic, dăm open. Iar în al patrulea cadou găsim rap-ul Woolly, în continuare cum trecem mai departe. Din nou partea stângă, luăm de data asta, hai de nou acest cadou, îi dăm open. Iar în acest cadou găsim un banner icon, aparent la ordinea la care le-am ales, din nou, kinda random, păstrăm, să zic așa, chestiile interesante pentru final. De când mai departe, nu știu, hai să luăm acest cadou, dăm open. Iar în al șaselea cadou, dacă nu greșesc, avem pickaxe-urile Holy Hatchets, prima serie de pickaxe-uri, să zic așa, pickaxe-uri care sunt cam așa. Trecând mai departe la penultimul cadou de pe partea stângă, dar ultimul pe care îl vom deschide momentan, avem acesta și îi vom da open, iar înăuntrul acestuia vom găsi contrailul Auroral Arc, nou un, zic așa, penultimul cadou din partea stângă. Trecând în partea dreaptă avem 6 cadouri, începem, hai să zic, cu acesta mic din față, ca nume din cadoul acesta ne va pica, din nou un nou rap, weapon rap, ce nume Twinly, după cum am spus, observ, am dat puțin mai repede.
Trecând din nou mai departe în această parte, hai să luăm acesta, îi dăm open. De unde ne-a picat un graffiti, și anume Bombastic Winterfest. Din nou, lăsăm, pare să că lucrurile interesante spre final. Trecând mai departe cu, să zic, acest cadou. Unde vom găsi... un emoticon, it's perfect, pe care nu știu de ce nu vrea să-l dea, dar avem un emoticon. Iar trecând aparent chiar la lucrurile, să zic, cele mai interesante, în acest cadou, bineînțeles, dacă nu greșesc, ar trebui să avem al doilea pickaxe. Da, și anume pickaxe-ul Snow Prowler Flower, care sună cam așa. Bineînțeles, în ultimul rând, înainte de a ajunge la skin-uri, mai avem punga de cadouri, să știe toată lumea, colaborarea cu Matrix. Avem gliderul Sentinel, colaborarea cu Matrix. În ultimul rând, bineînțeles, marele așteptate skin-uri. Avem în primul rând unul din cele două. Este... noua versiune de Pili, și anume Polar Pili. Partea dreaptă nu mai avem nimic. Iar în partea stângă, în ultimul rând, avem ultimul cadou, ultimul skin. Se nume, va fi un nou style sau actually un skin diferit. Se nume, avem pe Crisabel. Un style diferit, sau un skin diferit față de cel pe care l-am avut în lobby și pe cel care l-am primit gratuit de pe shop. Bineînțeles, cam atât a fost și cu cadourile din acest an. Dacă nu greșesc, am deschis tot. Mi-ar mai trebui să-mi apară unul, deoarece ar trebui să fie acel pickaxe despre care vorbeam că va apărea cândva în săptămâna aceasta sau probabil în începutul săptămânii viitoare. Pe care, bineînțeles, o să-l... vedem pe live, o să jucăm cu el. Dacă am atât a fost și cu acest episod, bineînțeles, dacă doriți, puteți folosi codul anonimul direct pe item shop, după cum vedeți observa aici pe ecran. Aici în dreapta, apreciez foarte mult orice achiziție, orice detinere cu codul. Sau chiar dacă nu cumpărați nimic, puteți trece acolo în colț dreapta jos, știți cum e, nu deranjează pe nimeni. Să actualizați tot la 2 săptămâni, a fi pe din aici, așa mulțumim foarte, foarte mult, așa pe cea foarte, foarte mult, doar dacă doriți să treceți acolo. Bineînțeles, vreau să mulțumesc foarte mult pentru vizionare și pentru că a stat până aici. Nu uitați și voi de un like, un subscribe dacă sunteți noi, așa făcea foarte, foarte mult. Un share să și prietenii, suntem la momentul filmării clipului în drumul spre 7000 de abonați. Dacă doriți, puteți lăsa și un like la pagina de Facebook, un follow pe Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch, TikTok. Aveți acolo jos toate link-urile în descriere. Iar dacă doriți să fiți la curent cu momentele în care fac un live sau postez un episod, veți intra pe server Discord și pe grupul de Steam al canalului, armata anonimului, cât și al clanului, fundat de către mine și anume Vendetta Ro. Sau, bineînțeles, activați clopoțelul când vă abonați pentru a fi la curent cu momentele în care fac un live sau pot. Bineînțeles, primele două linkuri din descriere vă duc spre partenerul nostru, eneba.com, unde dacă folosiți codul anonimul veți putea beneficia de un bonus de 3% la, evident, orice produs de pe site. Iar dacă vă faceți acolo un cont, de pe celelalte link din descriere, veți putea beneficia de un bonus de 1 euro la prima achiziție de minim 10 euro, bonusul rămânând pe contul vostru timp 14 zile. Și da, încă o dată cu asta nu am mult, sper că v-a plăcut acest videoclip, e, să zic așa, videoclipul care închide Winterfest-ul din acest an, presupunând că pe 6 ianuarie ar trebui să dispară anumite decorațiuni de Crăciun, armele și așa mai departe. Nu știu dacă vom avea un update chiar pe 6 sau așteptăm săptămâna viitoare, dar după program spune că pe 6 ar trebui să se termine. Păstrăm, bineînțeles, acest clip ca și amintire cu cele 14 cadouri pe care le-am primit. Dacă v-a plăcut încă o dată, evident ne vom revedea în următorul live stream sau episod, bineînțeles, live-uri plus minus în fiecare seară. Și da, happy 2022, happy Winterfest, a trecut, a fost anul fericit tuturor, încă o dată la mulți ani 2022. Și, bineînțeles, următorul live stream sau videoclip, cu a fost anonimul, eu v-am lăsat. O zi bună tuturor în continuare!
pa, pa. Scuttle bones, just a bunchy. Click bell, get down. I'm a pro killer, gorilla, pura sun.